Bine v-am găsit! Vă invit să vizionăm împreună tutorialul Inserarea unei imagini în Genially, Livresc și Blogger Deschidem Genially cu prezentările noastre Apăsăm Edit pe o prezentare Și haideți să vedem cum inserăm imagine într-o prezentare Genially Mai întâi dăm click pe image. În partea stângă sus avem image. Avem două posibilități. tragem imaginea la image, unde scrie copiere. După cum puteți vedea, imaginea este aici. Dăm click pe ea și ne apare în prezentarea noastră. O putem mări, micșora. Da? Ca să o ștergem, apăsăm delete. Și ca să o ștergem din partea stângă, apăsăm pe plus. Și de asemenea, apăsăm click aici și selectăm imaginea din calculatorul nostru. Noi avem pe desktop, apăsăm click pe imagine, deschidere. Imaginea a fost adăugată în partea stângă. Apăsăm click pe imagine. Vedem că imaginea ne a fost adăugată în gallery. Acum haideți să vedem împreună cum adăugăm o imagine pe Livresc. Mergem în editorul Livresc și deschidem un proiect. Eu am un template aici. Apăsăm pe secțiunea 1. În partea stângă sus, după cum puteți vedea, putem adăuga text, imagine, audio, video. Noi acum o să adăugăm o imagine. Cum adăugăm? Apăsăm imagine și tragem în lecția noastră. Și imaginea a fost adăugată, după cum o puteți vedea aici. O putem duplica sau apăsăm clic pe ea, apoi dăm schimbă imaginea. Adăugăm imaginea care dorim noi. Apăsăm pe ochi și vedem că imaginea a fost adăugată în livresc. Haideți acum să vedem cum adăugăm o imagine în blogger. Deschidem blogul nostru și apăsăm postare nouă. Apoi Dăm un titlu la postare, imagine. Selectăm imaginea, putem să o încărcăm din computer, din Google Photo, din blogger sau după adresa URL. Noi acum o încărcăm din computer. Apăsăm încărcați din computer și alegem fișierele. Am apăsat click pe imagine, deschidere, imaginea noastră a apărut aici. Apăsăm pe ea, selectați și putem să o vedem că a fost adăugată. O putem din nou mări, micșora și putem previzualizați. Să vedem cum se vede imaginea noastră în blog. Uitați, vedeți? Și așa ni se ne va apărea imaginea, iar apoi putem să adăugăm și scris. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert resurse educaționale deschise, tutoriale și religie în proiectul Curriculum Relevant Educație Deschisă pentru Toți, cred.